Hei, hei! Dacă mie doarme, înseamnă că filmăm un nou video pentru canalul meu de YouTube și pentru că, după cum știți, în sezonul acesta suntem în discuțiile despre sarcini, naștere, travaliu, doctori. Videole astăzi o să fie despre cum poți să îți găsești doctorul potrivit pentru tine în sarcină. Încă nu am postat videoul cu doamna doctor Arina, cea care mă urmește pe mine și dacă nu știți despre ce vorbesc, urmăriți videoul anterior și cel dinaintea lui pentru că puteți să îi puneți orice întrebare anonimă pe care o aveți sau orice curiozitate pe care o aveți doamnei doctor și ea va răspunde într-un Q&A alături de mine în probabil videoul următor. Dar astăzi vorbim despre cum să îți alegi doctorul perfect pentru tine. Există foarte mulți doctori buni, dar cum alegi dintre toți doctorii ăștia unul care se potrivește fix pentru nevoile tale? Și pentru că am vrut foarte mult să abordez acest subiect, înainte trebuie să fac un mic story time. Dacă nu mă urmăriți de mult timp, probabil nu știți că eu am avut un doctor diferit în sarcina cu Mia la început și nu am avut niciun criteriu după care mi-am ales doctorul, ci pur și simplu mă uitam pe aplicații de la Regina Maria și am văzut niște recenzii bune și am zis o să merg la doamna asta doctor să văd dacă îmi place și am mers la ea, cred că înainte la un control, mi s-a părut ok. Și apoi am fost în continuare, când am rămas însărcinată, tot la ea, pur și simplu pentru că o cunoșteam, că am mai fost odată la ea. Înainte nu am avut un doctor ginecolog, pentru că eu am fost în UK timp de 5 ani de zile. Deci am venit în România și am rămas însărcinată pretty fast. Așa că nu am avut prietene care născuse de curând sau persoane care să îmi poată recomanda un doctor care să mi se potrivească mie și nici nu am căutat în mod special, ci pur și simplu am mers la aplicație la Regina Maria și mi-am găsit un doctor oarecare. Dacă nu știți povestea, am făcut și un gender reveal foarte devreme cu Mia când eram la acest doctor și ea a greșit sexul, mi-a spus că este băiețel timp de 6 luni, deși chiar la început mi s-a zis că mi-a spus că e posibil să greșească pentru că era foarte devreme, eu vreau să fac gender reveal-ul de ziua mea și am presat-o puțin, dar apoi mi-a spus că este greșit timp de 6 luni. Nu este motivul pentru care am schimbat-o pe doamna doctor, pentru că știu, din câte am înțeles și câte am citit, că eram conștientă că se poate greși la ecografii lucrul acesta. Am aflat la morfologia de trimestrul al doilea, deci cam pe la 6 luni, aproape de 6 luni, am aflat că de fapt este fetiță. A fost un șoc foarte mare, dar motivul pentru care am schimbat-o pe doamna doctor, care mă urmărise până atunci și pe care am ales-o aleatoriu, a fost chiar înainte de naștere m-am întâlnit cu moașa, cu moașa cu care am născut-o pe Mia, cu doamna Camelleri Mia, dacă o știți, este foarte bună. Și ea mi-a spus, tu nu te potrivești cu doctorul tău. Și a fost așa un șoc pentru mine și eram, cum adică nu mă potrivesc cu doctorul meu? Adică e bună, are grijă de mine și chiar a avut grijă de mine. Adică am avut o complicație cu Mia, cu placenta previa și un hematom și am avut foarte multe sângerări. Și efectiv puteam să îi scriu pe WhatsApp și îi descriam cum mă simt, cum sângerez, cum cred eu că e diferit față de altă dată și mereu îmi răspundea și era foarte drăguță. Ceea ce era un mare plus pentru mine, așa că m-am gândit, dacă a avut așa mare grijă de mine și puteam să-i scriu oricând și îmi răspundea la mesaje și îi trimiteam și poze și îmi răspundea oricând putea, de ce nu ar fi un doctor bun pentru mine? Și m-a lovit așa convorbirea asta cu moașa, chiar înainte de sarcină și a zis, tu te potrivești foarte bine cu doctorul ăsta. Asta a fost după ce am vorbit, cred că o oră jumătate și ne-am cunoscut foarte bine eu cu moașa. Mi-a spus, tu te potrivești cu doctorul ăsta.
și ea mi-a recomandat-o pe Arina, cu care sunt, am și născut-o pe Mia, cu care sunt și acum, cu care îți fac și un video pe YouTube, deci clar ne potrivim foarte bine. Eu v-am mai spus în vlogul de naștere, dacă nu l-ați urmărit, am un playlist cu sarcină, naștere, travaliu, puteți să urmăriți toate videourile acolo. Dar eu am născut cu Arina și a fost ca și când am născut cu mama sau cu cea mai bună prietena mea sau cu Paul, chiar dacă el nu a putut să fie acolo din cauza că am născut în pandemie, a fost pe FaceTime și efectiv m-a ținut în brațe și am născut cu ea, în brațe și mă ținea în brațe când aveam nevoie și când ziceam că nu mai pot și a fost extraordinar. Nu a fost un doctor care a venit când s-a născut copilul, când a ieșit afară și pe-au plecat. Nu, a stat cu mine, a stat tot timpul cu mine, chiar și când am luat o pauză pentru că eram foarte obosită și așteptam ca epidurala să-și facă efectul pentru că nu mai puteam. A stat lângă mine și mi-a zis, tu culcă-te și eu stau aici lângă tine și mă asigur că totul e în regulă. Și a fost o binecuvântare atât de mare pentru că m-a simțit atât de în siguranță cu ea și faptul că moașa mi-a recomandat-o, o să fiu mereu recunoscătoare. Așa că lucrurile pe care eu le-am învățat și pe care eu le-am vorbit cu moașa și la care le-am vorbit cu Arina și diferența între cei doi doctori, toate lucrurile acestea știu că o să vă ajute extraordinar de mult dacă vă căutați un doctor în sarcină și am câteva tips care pe mine m-au ajutat foarte mult și lucruri pe care aș fi vrut să le știu și nu le-am știut până în ultimul moment. Efectiv, cred că am stat o lună înainte să nasc și doar în perioada aia m-a monitorizat Arina. Așa că am o listă aici. De data aceasta Mia nu a scris peste ea, deci pot să vă citesc totul perfect. Acum că v-am spus povestea mea, putem să trecem la niște lucruri care au făcut diferența pentru mine atunci când mi-am ales doctorul. În primul rând, să fie deschisă, să vorbim direct cu tu, fără formalități. Poate că pentru tine nu este important lucrul acesta sau vrei să ai, nu știu, să simți că doctorul este în control și este o persoană foarte importantă și poți să-i spui dumneavoastră. Pentru mine nu funcționează așa și Arina, în momentul în care am intrat la cabinet, a zis, eu sunt Arina, tu ești Xenia, așa o să vorbim la per tu, bine? Și eram, da, mulțumesc, pentru că pentru mine este foarte important lucrul ăsta, pentru că simt că este o prietenă și că pot să vorbesc orice cu doctorul meu, pentru că este prietena mea cea mai bună, ceva de genul ăsta, așa o văd eu pe Arina. Și cred că asta face diferența pentru foarte multe femei, mai ales atunci când vrei să spui ceva de genul nu-mi place asta sau nu vreau să fac asta. Și e foarte important să poți să spui nu, cred că acesta este următorul lucru pe lista mea. Atunci când o să vin travaliu și când o să naști, o să vrei să poți să zici orice, fără să te gândești, vai, dacă se supără, cum să fiu eu mai politicoasă să zic că mă doare ceva ce sau așa. Nu, tu ești acolo și singura ta grijă trebuie să fie să scoți copilul ăla în siguranță afară și tu să te simți bine, cât de bine poți și cât de confortabil poți. Și asta înseamnă că tu trebuie să-i zici exact cum îi spune soțului tău. Nu-mi fac asta, nu-mi place, mă doare, hai să facem așa, poți să-mi dai niște apă, orice, pentru că ăla e momentul tău, tu naști atunci. Nu zic să fii nepoliticoasă, nu, dar zic să poți să vorbești direct nevoile tale și să te simți confortabil să spui nu. Eu fiind introvertită, mie chiar mi-e greu să zic nu la unele chestii. Știu că mi-a luat foarte mult până să zic, moașei că nu-mi place să îmi tot verifice dilatația și cervixul. Chiar nu-mi plăcea și mă dura și m-am simțit foarte confortabil să îi spun Arinei lucrurile acestea. Pentru că, nu știu, cu ea m-am simțit atât de confortabil și foarte important lucrul acesta. Deci, atunci când mergi la un doctor, să fii sigură, măcar, poate nu o să fie din prima și o să vă ia timp să vă cunoașteți, dar să fii foarte deschisă și să simți că și doctorul ăla e pe aceeași lungime de unde cu tine și că e foarte deschis înapoi. Încă un lucru foarte, 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 foarte important pentru noi a fost faptul că Paul a putut să fie alături și să pună întrebări și să vorbească la fel de deschis cu Arina cum
am vorbit eu. La prima sarcină cu Mia și în prima perioadă, când am fost la celălalt doctor care consulta la Regina Maria, nu l-a lăsat pe Paul să intre, nici măcar nu m-a lăsat să filmez ecranul ca să-i arăt lui Paul copilul, deși am înduplecat-o eu până la urmă, dar a fost foarte rigid cumva și nu mi se potrivea, adică eu chiar fac videouri pe YouTube și voi știți că vă arăt efectiv foarte multe lucruri, v-am arătat și nașterea mea. Și pentru mine era foarte important să arăt lucrul ăsta lui Paul și să fie acolo și să pună și el întrebări. Și am mai vorbit despre subiectul ăsta. Dar atunci când am mers la Arena și Paul a putut să intre și el și să vadă copilul, să-i asculte inima pentru prima dată și să întrebe și el lucrurile pe care le avea, a fost atât de diferit. Și a făcut așa o mare diferență. Așa că dacă ăsta este un aspect important pentru tine ca partenerul să fie alături, găsește-ți un doctor care permite lucrul ăsta și care este deschis față de soț. E foarte important și face foarte, o diferență foarte mare. Apoi am zis că dacă ai emoții sau griji când mergi la control, e un semn că nu ești 100% compatibil cu doctorul tău. Și asta este foarte important. Dacă te simți anxioasă când mergi la control, dacă te simți stresată, dacă îți faci așa o listă mentală cu lucrurile pe care trebuie să le întrebi și să nu uiți și lucrurile care ți-e un pic rușine să le întrebi, înseamnă că tu nu ești compatibilă cu doctorul pe care ți l-ai ales și este ok să schimbi doctorul. Asta a fost un lucru foarte important pentru mine. M-am simțit atât de prost când am vrut să schimb la Arena, că aproape nu am vrut să schimb pe doamna doctor cu care eram înainte, cu Arena, din cauza faptului că mi-era atât de rușine. Cum să-mi schimb doctorul dacă află? Dacă nu contează lucrurile astea, e nașterea și sarcina ta și cel mai important e ca tu să te simți cât de confortabil poți. De asta ai nevoie. Și trebuie să pui copilul și sarcina pe primul loc și să nu fii nepoliticoasă, again, nu vreau asta și nu aș recomanda niciodată lucrul acesta, dar pur și simplu să spui dacă ai ocazia sau dacă nu ai ocazia să nu spui, că nu am avut ocazia să vorbesc cu doamna doctor din trecut, dar pur și simplu m-am dus la Arena și au făcut o diferență foarte mare. Eram atât de relaxată și entuziasmată când mergeam la control, eram, yes, mergem la Arena, hai să vedem ceva ce bebe, hai să punem 1000 de întrebări. Eram foarte entuziasmată, efectiv, când mergeam la control. Și dacă tu nu ești entuziasmată când mergi la control și ești stresată și anxioasă și ai palmele transpirate și te gândești, ai, stai să nu uiți, să întreb că dacă am arsuri, ce să fac? Ce, mănânc eu prag greșit sau nu știu ce? Nu știu, chestii de genul ăsta. Dacă te simți așa, înseamnă că nu ești 100% compatibilă cu doctorul tău și îți recomand să îl schimbi. Desigur, trebuie să-ți găsești un doctor cu care ești compatibil. Eu am fost foarte norocoasă că moașa mea mi-a recomandat-o pe Arena, pentru că altfel nu știu cum ajungeam eu la ea. Dar trebuie să îți găsești un alt doctor, pentru că este un mic semnal de alarmă atunci când ești foarte anxioasă, când mergi la control. Trebuie să fii entuziasmată, că tu îți vezi copilul și apuci să întrebi atât de multe chestii și să te asiguri că totul este în regulă și că este un moment fain, chiar e fain. Și tu dai acolo 300-400 de lei. De ce să nu te bucuri de experiența aia și să fii anxioasă? Pentru că faptul că dai bani mai ești și stresată. Nu, trebuie să fii bucuroasă. Bun, să aveți aceeași viziune asupra nașterii și a travaliului. Poate asta trebuia să o pun pe primul loc, dar logic. Că în momentul în care tu vrei neapărat să naști natural, îți găsești un doctor care este de aceeași părere și împinge aceleași lucruri, nașterea naturală, nu înțelegi un doctor care zice dacă e ceva complicații sau dacă e noaptea pe la 4 când noi dormim, facem și o cetariană că n-are nimic. Normal că nu-ți cauți un doctor de genul acesta, adică tu trebuie să fii foarte compatibilă cu viziunea ta, să fii foarte compatibilă cu viziunea doctorului. Asta mi-a zis și moașa din prima conversație care am avut-o cu ea. A spus, tu vrei foarte multe lucruri pe care nu toți doctorii le acceptă sau le fac, cum ar fi clamparea târzie a cordonului umbilical, ora magică, să nu-l curețe pe bebe right away, să îl lase puțin.
Toate lucrurile astea nu sunt niște lucruri obișnuite pe care orice doctor le face, din păcate. Așa că tu trebuie să-ți găsești un doctor care are aceeași gândire cu tine, care o studiat aceleași lucruri pe care tu le-ai studiat în legătură cu nașterea copilului și care să te încurajeze în direcția în care tu vrei să mergi. De exemplu, eu când i-am spus Arine că îmi doresc foarte mult să fie natural, fără nimic, fără perfuzii, fără epidurală, fără ce știu eu ce, fără nimic, să fie natural. Atunci a zis, bun, pentru asta îți trebuie să te pregătești mental înainte foarte mult. Așa că îți recomand aplicația Gentle Birthing, pe care trebuie să o asculti, să o asculti și să practici exercițiile de respirație și de relaxare a corpului, cel puțin cu o lună înainte. A fost perfect, a fost mind-blowing pentru mine, a fost, da, asta vreau. Dacă nu vreau să îmi dai chestii de dilatare și de calmare și de durere, da, vreau să îmi găsești o soluție care mi se potrivește mie și o să mă ajute pe mine în travaliu. Cum a fost tehnicile de respirație, faptul că am stat în apă, am stat în ce poziție am vrut, a fost ceva ce Arina a încurajat. Și nu orice doctor ar fi făcut lucrurile acestea. Deci, trebuie foarte, foarte atente să fiți ca viziunea voastră să fie compatibilă cu viziunea doctorului. Dacă nu, again, mai bine schimbați. Să te simți așa cum te-ai simțit cu o prietenă sau o mamă. Da, asta nu am știut până când nu am născut, dar să te simți confortabil. Pur și simplu, să te simți confortabil să, dacă, de exemplu, îți faci un examen vaginal sau îți verifică colul spre sfârșitul sarcinii sau orice chestie de genul ăsta, să te simți confortabilă, să poți să îi spui dacă te deranjează ceva, să nu ții în tine, să nu strângi așa din dinți, să vorbești cu ea, să fii deschisă. Deci, ca și cum ai merge la mama ta sau la cea mai bună prietena ta. Mi-a părut asta foarte important. Să ai încredere 100% în doctor. Da, adică dacă tu ai cea mai mică îndoială că s-ar putea ca doctorul tău să nu facă ceea ce tu îți dorești, categoric schimbă-l. Caută un doctor care să nu te lase cu nicio grijă, să nu ai nicio grijă când mergi la să naști sau când ești în travaliu, să nu ai nicio grijă, vai, păi, am zis că vreau natural, dar dacă mă bag în cesariană de urgență, că cine știe ce zice. Nu, dacă ai grijă asta, înseamnă că doctorul nu este compatibil cu tine. Poate atunci e prea târziu să îți mai schimbi doctorul dacă ești în travaliu și mergi să naști. Dar este un lucru pe care trebuie să îl ai în vedere pe viitor. Dacă ai orice îngrijorare de acest fel și nu ai 100% încredere în doctorul tău, înseamnă că nu sunteți compatibil și că trebuie să găsești alt doctor care este compatibil cu viziunea ta, indiferent de cât de bun este doctorul respectiv. Aici nu înseamnă că ți-ai ales un doctor prost. Nu! Poate doctorul acela să fie cel mai bun din România sau din lume. Nu asta înseamnă. Înseamnă că nu este compatibil 100% cu dorințele tale și cu tine. Pentru că nu poți fi compatibil cu oricine, așa cum ești cu soțul tău, nu poți fi cu altcineva. Dar asta v-am zis, să ai încredere 100% în doctor. Știi că ce i-ai zis, el știe ce-ți dorești și o să facă exact așa pentru că ai încredere în el. Este foarte, foarte important. Următorul punct este cumva legat de ceea ce am vorbit deja, să te ajute să fii excited și nu, să nu ai frică pentru travaliul și pentru naștere. Exact cum am spus, când mergeați la control, nu trebuie să aveți anxietate și frică și stres și să vă transpire palmele, ci trebuie să fiți entuziasmate că dați o groază de bani, să aflați cum este bebe și ce faceți bine, ce faceți greșit, poate cum să îmbunătățiți unele lucruri, cum să vă simțiți mai bine, ce să faceți să vă simțiți mai bine. Toate lucrurile astea trebuie să aducă bucurie. Și așa este și despre naștere și travaliu. Atunci când ai un doctor care zice, doare, da, treci tu peste asta, las că bine, o să fie ok, o să vezi, treci tu, toate femeile trec. Asta, adică, dacă eu așa zic chestia asta, zice, mersi, adică, eu vreau ca tu să mă faci pe mine să fiu entuziasmată și să nu-mi fie frică de travaliu și de naștere. Dacă am încredere 100% în tine și că îmi dai lucruri care poate să mă ajute de pregătire sau exerciții mentale sau de respirație sau whatever, atunci eu nu o să fiu, nu o să-mi fie frică. Bine, există o frică micuță
pentru că este ceva nou, mai ales la prima naștere. Dar la a doua, la a treia, la a patra naștere, dacă încă mergi cu frica aia de travaliu și de naștere, înseamnă că poate nu ești compatibilă cu doctorul. Pentru că doctorul nu ar trebui să îți bage frică în tine, ci din contră ar trebui să te relaxeze, să te facă să te simți confortabil și să ai încredere în tine, că el e acolo să te ajute și o să te poți baza pe el. Asta practic spun. Trebuie să fii capabil să te bazezi pe doctorul tău și să ai încredere că este acolo să te ajute și să-ți facă travaliul și nașterea mai ușoare. V-am spus deja despre faptul ăsta cu să te simți confortabil, să zici nu vreau, nu-mi place, oprește-te. Poți să faci un exercițiu foarte mic, asta este valabil pe perioada întregii sarcini, dacă simți cândva când mergi la control că nu ești capabil să zici nu vreau asta, nu-mi place asta, oprește-te când îmi faci lucrul acesta, te rog frumos. Dacă nu poți spune lucrurile acestea, înseamnă că nu te potrivești cu doctorul tău. Așa că este foarte important să fii capabil să îi spui ce-ți place, ce nu-ți place, când vrei să oprească, când te doare ceva. Și să ai încredere că nu o să se supere sau că o să nu o să mai vrea să, nu știu, o să-ți facă ceva rău. Oricum nu a fost cazul ăsta nici la prima naștere, dar eu, de exemplu, m-am simțit inconfortabil să-i spun doctorului nu-mi place asta sau nu vreau anumite lucruri. De exemplu, să vă dau așa în concret, în primul trimestru am făcut la Mia toate testele posibile, bine, nu alea care se cumpărau cu 1000 de lei testul, ăla nu le-am făcut, testele alea genetice, dar toate testele ce se fac în trimestrul întâi, la morfologie, toate le-am făcut pentru că așa mi-a spus doctorul și că trebuie făcut. Și cumva eram cu stresul ăsta, că de fiecare dată când venea un test pozitiv, eram, yes, nu are sindromul ăsta, yes, nu are nu știu ce, și eram efectiv stresați până în punctul în care venea rezultatul testului. Nu mi-a plăcut deloc lucrul acesta, pentru că simțeam că doctorul respectiv bagă cumva în mine frica prin faptul că mi-a făcut testul ăsta. Deși testele astea se fac, este ceva normal, dar eu nu sunt de acord cu ele și nu am putut să spun, nu știu, nu am putut eu să spun că nu-mi place chestia asta. Poate și pentru că am fost la prima sarcină și, v-am zis, sunt introvertită, dar la Arina pur și simplu am zis, nu vreau să fac morfologia trimestrul întâi, o să vin o dată la control la tine să mă vezi dacă sunt ok, pentru că și dacă copilul are ceva, noi îl păstrăm, nu-mi pasă, nu vreau să mă stresez, vreau să fiu relaxată, am încredere în tine că dacă o să fie ceva greșit, o să-mi zici, dacă vezi, dacă nu, este așa cum vrea Dumnezeu, nu vreau să mă stresez. Și Arina a fost ok, hai că ne uităm mai mult ca să vedem. Da, deci asta a fost tot. Pur și simplu am fost capabilă să spun, nu vreau chestia asta, nu-mi place asta, nu sunt de acord cu asta. Și te încurajezi pe tine să testezi dacă te simți confortabil să spui chestiile. Bun. Next. Acum este una mare. Să nu te iei după recomandări de pe Facebook. Asigură-te că doctorul tău e compatibil cu tine, indiferent de cât de bun este. Da. Prima noastră tendință este să intrăm pe grupul de mămici sau pe alte grupuri pe Facebook, ziceam, hei fetele, dați și mie o recomandare pentru un doctor obstetrician ginecolog cu care să nască, aș vrea naștere naturală. Și acum vin toate mămicile cu 2000 de comentarii. De ce doctorul ăsta e mai bun ca ăsta? De ce doctorul ăla e mai bun ca ălălalt? Și, într-un fel, e ok. Pentru că trebuie să-ți faci cumva research-ul și dacă sunteți în situația mea și, nu știu, veniți din altă țară și ați rămas însărcinate, vreți să aveți o idee despre doctorii din Timișoara, să zicem. Dar, pentru că cel mai, nu știu, tot, după ce citești alea 2000 de comentarii, faci așa un tabel în Excel și vezi care doctor are cine nu te recomandă. Asta nu înseamnă că doctorul ăla, oricât de bun ar fi el, o să fie compatibil cu tine. Și doar pentru că prietena ta cea mai bună sau altă cunoștință de-a ta a avut o naștere extraordinară cu un anumit doctor sau cu o anumită moașă, nu înseamnă că automat și tu vei avea aceeași experiență. Pentru că noi suntem diferite, corpul nostru este diferit, copiii noștri sunt diferiți. Așa că tu trebuie să te concentrezi și să te asiguri că tu ești foarte compatibilă cu doctorul pe care l-ai ales, chiar dacă e în urma recomandărilor pe Facebook. Tu trebuie să simți că te simți cel mai bine cu doctorul tău. Chiar dacă, să zicem, Mica a zis că nu m-a simțit deloc bine cu doctorul ăsta, poate e doctorul perfect pentru tine.
Așa că vă încurajez să mergeți la doctor și să vedeți cum vă simțiți, să vedeți ce întrebări puteți pune, ce vă simțiți confortabil să discutați. Acum nu spun că la prima întâlnire o să te pui și o să ai o listă așa și începi și le analizezi așa pe doctor. Ia câteva întâlniri să vă cunoașteți atât de bine, dar sarcina e destul de lungă. În alea 9 luni, eu zic că ai timp să îți dai seama dacă doctorul tău este pentru tine sau nu este pentru tine. Așa cum moașa mea și-a dat seama după o oră în care am vorbit cu ea că doctorul pe care l-am ales nu era compatibil cu mine. Bun, următorul punct este mai personal. Este ceva ce mi se aplică mie direct. Poate nu este și cazul tău. Pentru mine este un plus dacă doctorul este mămică. Din două motive. Primul, pentru că simt că înțelege prin ceea ce trec mai bine și că este mai empatică. Asta a fost experiența mea până acum. Nu știu dacă ați născut cu un domn doctor, poate ați simțit că vă înțelege foarte bine și că este alături de voi. Eu nu știu să vă spun pe acesta pentru că am avut doar două doamne doctor. Și am fost și la morfologie la un domn doctor, dar eu orbesc de naștere mai mult acum. Și simt că atunci când nasc, o mămică știe exact prin ce trec și știe ce m-ar putea ajuta. Și motivul numărul 2, mai ales la sarcina asta, este că mă simt foarte confortabil să merg cu Mia la control, pentru că știu că este mămică, știe exact ce să-i facă mie, îi dă toate ștampilele, toate carioșele pe care le are în birou și ea se poate juca acolo. Pentru mine asta e un plus. Și faptul că e mămică chiar mă ajută să mă conectez mai bine cu persoana. Poate nu este cazul tău, asta v-am zis, este ceva personal, dar pe mine chiar mă ajută lucrul ăsta și am vrut să-l menționez, că este important pentru mine. Apoi, foarte important pentru amândoi, asta chiar Paul a spus, este foarte important ca doctorul respectiv pe care l-ai ales să își ia timp atunci când mergi la consultație și să nu verifice el totul acolo pe ecograful, în 5 minute, vede tot că e bine, zice ok, totul e bine, du-te acasă și ne vedem într-o lună. Pentru că tu mergi acolo încercând să afli mai multe lucruri, încercând să înțelegi mai bine ce se întâmplă în corpul tău, să înțelegi cum poți să faci sarcina asta să-ți fie mai ușoară, cum poți poate să te pregătești mai bine pentru travaliu, pentru sarcină. Mergi acolo să discuți anumite lucruri și nu vrei ca să te simți fușerit și dat afară, că doctorul ăsta e foarte ocupat și nu are așa de mult timp, așa că trebuie să ne grăbim, mă zic că totul e bine și ok. Nu, noi mămicile și femeile în general vrem să intrăm așa adânc în subiect. Adică mie îmi place foarte mult când Arina stă pe ecograf și îmi spune efectiv tot ce vede, pentru că așa îmi vin și mie întrebări, aflu mai multe lucruri și sunt mult mai entuziasmată pentru copilașul ăsta și, again, să pot să vorbesc orice cu ea. Orice întrebare am legată de sarcină, poate de pregătirea pentru travaliu sau de naștere, deci nu-mi place să simt că sunt fușerită și asta o simți și Paul. I-a plăcut foarte mult că Arina chiar își ia timp și poate să vorbească cu noi și noi suntem deschiși și ne putem exprima toate întrebările pe care le avem. Așa că dacă cumva te simți că doctorul tău te gonește așa ca să scape de tine mai repede, ăsta este un minus și este ceva ce eu nu aș suporta să mi se facă, deci trebuie să verifici dacă ești compatibilă cu stilul acesta. Poate că ești, poate că tu nu ai chef să îți pierzi timpul și să te gândești așa de mult la sarcină, la naștere, la travaliu și vrei să doar să te asiguri că totul e în regulă. Atunci just go for it. Dar dacă ești ca mine și vrei să intri în subiect, să știi tot mai multe, să pui întrebări, să te pregătești mental cât de bine poți, atunci nu ești compatibil cu un doctor care te vede 5 minute, îți cere 400 de lei la sfârșit și te trimite acasă. Iar ultimul punct care a fost foarte important și personal pentru mine a fost faptul că Arina nu mă cheamă la extrem de multe ecografii și controle. Pentru mine a fost asta foarte nervant în prima sarcină, deși eram, după cum am spus, puțin panicată și am zis, dacă așa se face, vreau să fac lucrul ăsta corect. Deși mama zicea, eu am fost la ecografie toată sarcina. Era mama, nu, tu nu știi despre ce vorbești. Acum nu se face așa, se face una la 2-3 săptămâni. Am cheltuit foarte mulți bani și
a fost destul de stresant pentru mine, deși nu mi-am dat seama chiar în momentul acela, ci mai degrabă mi-am dat seama după, când am văzut diferența dintre cei doi doctori. Cu Arina am stabilit asta la început, deși și ea este exact pe acest tipar. Nu te cheamă mai mult de o dată pe lună sau o dată la două luni la ecografie, dacă nu este necesar sau nevoie. Nu am fost la multe ecografii la ea și asta era foarte important pentru mine, pentru că am putut să compar stilul ei cu stilul celorlalți doctor și nu mi-a plăcut. Și mi-am dat seama asta după experiența pe care am trăit-o. Dar pentru mine este foarte important să nu am atât de multe vizite la doctor dacă nu sunt necesare. Cumva pune presiune pe mine și nici nu-mi place faptul ăsta că dau bani ca să-mi zic exact același lucru pe care mi l-a spus data trecută. Îmi place să fie cât de natural posibil și Arina este exact pe aceeași gândire ca mine, ceea ce, again, apreciez foarte mult. Și am uitat să menționez, pentru mine iar este foarte important și cred că pentru toate femeile este foarte important să poți vorbești cu doctorul respectiv oricând îți dorești. Adică, de exemplu, cum am avut eu prima complicație cu Mia, vă ziceam că eram foarte stresată cu sângerele, cu placenta, cu toată condiția care am avut-o cu Mia și a fost foarte important să pot să vorbesc cu doctorul meu oricând am avut nevoie sau am simțit nevoia. Și exact același lucru îl experimentez și cu Arina. Îmi trimite rezultatele analizelor pe WhatsApp, putem vorbi, pot să-i pun orice întrebare și e foarte important lucrul acesta să știi că poți să dai oricând de doctorul tău. Mai ales că atunci când se începe travaliu, poți să te simți relaxată să o suni sau să îi spui că a început să fie în travaliu activ. Cam atât de la mine. Sper că v-a ajutat aceste informații să vă găsiți doctorul care este 100% compatibil cu voi. Pe mine știu că m-ar fi ajutat aceste informații, mai ales dacă le aflam chiar la început, când am fost însărcinată cu Mia. Și dacă mai aveți întrebări pentru Arina, să știți că acesta cred că este ultimul moment în care puteți să le puneți, fie aici în comentarii, fie îmi dați un mesaj, întrebările să fie anonime și să le salvez pe toate pentru videoul cu Arina în care o să facem Q&A-ul. De la mine cam atât, sper că v-a fost util acest video, eu vă pup și ne vedem data viitoare. Ciao!